Sorine, ziua fotbalului de bază organizată de UEFA, Grassroots 2012, ați organizat cupa AJF rezervată copiilor, 9 echipe. Spune-ne ceva, detaliază-ne puțin despre această competiție. În primul rând, vreau să spun că m-aș fi bucurat să avem cel puțin vreo 20 de echipe. Ne-am străduit să organizăm această zi a fotbalului de bază, așa cum am avut și recomandarea Federației pentru programul Grassroots. Mă bucur că și vremea ține cu noi. După ce azi dimineața am avut și azi noapte ploaie, acum avem și soare, cred că după sufletul omului. Așa că sper că cele 4-5 ore petrecute împreună cu copiii aici, pe lângă competiția de fotbal Cupa AJF Alba 16 mai 2012, organizăm întreceri pentru, în paralel pe terenurile secundare, pentru jonglerii cu mingea, lovituri la bară și ștafetă pentru echipele participante. Sper să o încheiem cu o festivitate de premiere care să rămână în memoria copiilor. Fiecare va primi pe lângă trofee, mingi și câte o șapcă personalizată cu ziua UEFA Grassroots Day. Și vrem să continuăm cu astfel de programe, inclusiv pentru copii cu probleme speciale. Și vă spun acum un mic secret, că atunci când vom avea în 8 iunie ultima etapă de campionatul speranțelor pe terenul sintetic de la Blaj, festivitatea de premiere de la ora 5 pentru finalul de sezon și Cupa României, finala județeană de la ora 6 între Performanța și Arena, pe terenul principal de iarbă, am demarat discuții deja pentru a participa liceele cu probleme sociale, deci copiii cu probleme sociale de la Alba Iulia, Iud, Blaj, și sper să-i conving și pe cei care răspunde Mănăstirea Dumbrava, unde e un centru pentru copii de aproximativ 9 copii în momentul de față, să facem o competiție ad hoc în 4 pe 2 terenuri de jumătate din terenul mare, cu finală mică, finală mare, care să finalizeze înainte de festivitatea de premiere. Vom încerca, prin tot ce organizăm în acest mod, să susținem programul UEFA, care la noi poate până acum a fost mai mult decât neglijat, dar la județul Alba, cred că de acum înainte o să aveți multe acțiuni de genul ăsta. Iar scopul lor este de a duce pe copii spre competiții, de a le crea entuziasm și socializare în același timp și să avem cu toți, așa cum am spus, o amintire plăcută. Mulțumesc și succes în continuare în tot ceea ce vă... Să dea Domnul și în competițiile regulate, Liga 4, Liga 5, să le încheiem, cum s-ar spune, cu bine, cu fruntea sus, să ne facem treaba cum trebuie, iar echipa care câștigă Liga 4 să și treacă de barajul de promovare. Succes celor care merg, deocamdată campionatul e strâns, un punct distanță între primele două clasate. Mai avem 4 etape, una chiar astăzi intermediară, de la 4 juniori, 6 seniori. CSO cu Gir sau Europa Alba Iulia vom afla la finalul sezonului care merge la vara. Mulțumesc mult și vouă pentru prezență și pentru mediatizare.